Sunt trei motive principale la care mă gândesc și primul ține de faptul că eu știu, doctore, că tu ai depus un jurământ. Și în jurământul ăla ai spus că să nu faci rău. Și dacă mie îmi iei bani în plus față de ce eu am plătit deja prin asigurările medicale, îmi faci un mare rău. Al doilea motiv e că îți faci ție rău. Și îți faci rău pentru că mai devreme sau mai târziu o să se afle și ori ți se distruge reputația, ori poate ajungi la pușcărie. Al treilea motiv, care ține mai degrabă de lege și de sistem și de cum funcționează statul și justiția, este că mama mea sau bunica mea sau copilul meu și la fel ai tăi o să aibă de suferit dacă eu nu am toți banii în buzunar sau dacă tu ajungi la pușcărie. Nici eu nu câștig mai mult, doctore. Cu toții trăim cu bani puțini pentru că sistemul este prost gestionat. Haidem mai degrabă să dăm mână de la mână, împreună, să facem ceva pentru ca la nivel de minister să se întâmple o reformă adevărată a sistemului. Și să nu mai fii doar un angajat într-un spital de stat, ci să fii cu adevărat un liber profesionist în medicină. Nici pe mine nu mă bagă în seamă dacă sunt singur. Dar dacă suntem doi și alături de noi mai vin alți medici ca tine care vor să schimbe lucrurile și alți activiști civici ca mine care vor să schimbe lucrurile, mai devreme sau mai târziu se va găsi un politician care va considera că de la noi poate obține voturi. Și atunci avem poarta deschisă.